Cu oameni? De ce nimic? Vecinii dumneavoastră. Da, de ce de noi? Dar știți că a avut accident? Nu, am auzit afară, dar nu. Eu acum vin de la față legal, nu știu nimic. Acum erau ca oameni? Muncitori, cum? El cel puțin, nu știu dacă dormea două, trei ori prin ori. Are o grămadă de oi. Profesor? Un profesor? Nu, el are oi și bani. Dar și foarte mult. Oile sunt al lui, nu sunt să-ți pensat. O mai avut strânsă, dar... Dormea noaptea pe acolo, că nu-i le furi. Foarte muncitor. Dar ce s-a întâmplat cu el? A avut un accident mortal. Mortal? Doamne ferește. Cum se poate? Dimineața era fata cu mașina, o pornie, o încălze. Păi a plecat de acasă cu mașina și la scânteie a avut accident. Dimineața? Acum... Două ori. Nu, eu l-am telefon, dar... Are în jur de 40 ceva de ani. De lui ce? Năsas Cosic. Și fata Adelina, nu? Cosic, da, și mai are încă o fată, două fete are. Una e mai mare la ea și ai la altă... Nevasta Loredana. Nevasta Loredana, da. Loredana. Și i-a murit? Ea a murit, el nu a murit. Era cu doi oameni în mașină. Alt persoană. Da, cu fixa era cu mașina? Fixa conducea, da. A nevasta a murit, da. Wow. Nu știu, am cu minți aici, doar noi suntem aici. Noi oameni am urât în acela. El e bine? Fata. Doar acum vreo două ori, nu știu cum o să fie. Fata. Deci stăteau împreună aici acasă? Da. El mai dormea la stână, el, bărbatul, că avea oile la vale. Vine acasă, vine noapte, a plecat dimineața stare. Da, acum le are în vale. Problem, dar suntem vecini aici de atâția ani de zile. Avem... Eu îl cunosc de copil, când era mic, mic, așa. Fata lucra undeva? Fata asta nu, celălalt mi se pare că lucrează. La școală, ai la mare la facultate. Mai lucrează, mai la un restaurant. Asta mai cânta, fata asta. Da, dar acum... Cânta muzică populară. La... Aia a venit acasă, la școală. Era în vacanță, cred. Dar de cât timp avea carnet? Ei, nu, fata n-avea de mult. Nu, are vreo n-am de zile. Nu are mai de zile. Nu l-are de mult. El un plion ceva. I-ați văzut cu ceva? I-ați văzut când s-au plecat? Nu, nu i-am văzut. I-am văzut mașina, dar nu știa că pleacă. Acum am vorbit cu Măriuță, vorbim nevastă. Da. Eu când am plecat la Raluca, îi încălză mașina dimineață, domnule. Și era și Ion. Nu știu cât era nouă, ceva, 10. Nu știu dacă era Ion, nu știu. Am zis că pleacă undeva de încălzărșit. După aia am văzut mătru, am văzut și la bece închise. El a zis o plecată. Ei foloseau de drumul ăsta, e mai scurt pe aici, partea asta, pe la scânteia? Da, am înțeles că a fost anii greși, până la ori de acolo plecat. Nu trebuie să-mi dialog pe aici. Asta sunt, dar puțin. Dai drumul bun și pe aici. Așa mă înțeles, până la negrești. Dar acum au făcut drumul și pe aici. Apoi s-a dus pe aici, pe la scânteie, pe partea aia să ias. Sau poate a fost la Tumbujei, nu știu. Da, pe Iuliu. Coca, sora lui din Tumbujei. Sora... Sora lui. Sora lui. Îl cheamă Costic, ați fost?